Astăzi, preșcolari de la unitățile de învățământ din municipiu, dar și din zonă, au participat la o nouă ediție a concursului județean Bogățiile Toamnei. Acesta s-a desfășurat pe trei secțiuni. Două dintre ele, cu participare directă, s-au adresat copiilor. Este vorba despre interpretare, recitare, poezie sau scenetă și creații plastice, pictură sau desen. A treia secțiune a fost cu participare indirectă și s-a adresat cadrelor didactice, fiind vorba despre un simpozion județean. Unii dintre copiii cu înclinații către actorie au ales să participe la secțiunea interpretare. Ciorba e pe foc, pentru a mea fericită, de la grădiniță. Tac, 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 pentru a mea băiat, fără la focat. Buza galbenă filită se deschide de pe rat. Ploaia rece și grăbiță bate fix-fix prin radea. Păsările sărătate. Stolul, stolul se adună și spre țările gustoase pleacă toate pe ună. Alți copii talentați la pictură sau desen au ales să realizeze lucrări respectând tema dată de organizatori. Cadrele didactice organizatoare au fost mulțumite de numărul mare de preșcolari care au ales să participe la această competiție. Astăzi, la Școala Gimnazială Teodora Man, s-a desfășurat concursul județean Bogățiile Toamnei, concurs realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Argeș. Proiectul este dedicat tuturor preșcolarilor din județul Argeș. A fost gândit pe trei secțiuni, secțiunea 1, recitare, secțiunea 2 cu participare indirectă, compoziții plastice și practice și secțiunea 3 dedicată cadrelor didactice prin participarea acestora la un simpozion. Organizatorii concursului și simpozionului județean Bogățiile Toamnei au fost Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu, Școala Gimnazială Teodora Man și grădinița cu program prelungit Sfântul Nicolae. Concursul este organizat de către doamna profesor învățământ preșcolar Popescu Monica Carmen, doamna profesor învățământ preșcolar Odoroaga Ani și doamna profesor învățământ preșcolar Ganea Nicoleta.